Eugen Tomac a avut prima reacție după ce inițial apăruse informația conform căreia delegația austriacă nu a mai votat împotriva manifestului electoral al Partidului Popular European, care cere aderarea cât mai curând posibil a României la Schengen. Nehammer a bătut în retragere, iar astfel rezoluția a fost adoptată în unanimitate, referitor la răsturnarea de situație când Austria a votat în cele din urmă documentul care cere integrarea României în Schengen. Eurodeputatul susține că, în momentul de față, plătim un preț mult prea mare față de o ambiție inexplicabilă. Eu am participat la foarte multe reuniuni ale PPE. În Olanda, mi-aduc aminte la precedentul congres, am avut, cred că, discuții de 2-3 zile prin care s-a cerut un lucru la fel de elementar, ca în rezoluția PPE să fie precizată această prevedere că România și Bulgaria trebuie să acceptate imediat în spațiul Schengen. Și atunci a existat chiar opoziție din partea partidului gazdă și cu toate acestea PPE-ul și-a asumat acest mesaj. Politic, lucrurile sunt destul de clare. Problema este a deciziei guvernamentale. În momentul de față, noi plătim un preț mult prea scump față de o ambiție inexplicabilă. Faptul că se adoptă acest mesaj politic nu este nimic nou. Nu este un element nou. Da. Lucrurile sunt destul de clare în chestiunea asta. Există politicieni de primă linie în PPE care să aibă vreo obiecții față de acest obiectiv. Reacția liderului PMP vine după ce Karl Nehammer a votat manifestul propus de Congresul PPE care susține aderarea României la Schengen. Deși inițial s-a vorbit despre faptul că delegația austriacă se va opune acestui document, cancelarul s-a răzgândit.